În 1992, o coreeancă-americană pe nume Thomas devine creștină, născută din nou. Ce face ca această poveste să fie unică în felul ei este că la 2 ani după convertirea sa, Thomas a fost vizitată de Domnul Iisus Hristos din Nazaret. Ea a fost dusă de mai multe ori în rai și i s-a răstat iadul de 2 ori. Tată Ceresc, îți mulțumesc că pot să te mărturisesc. Aleluia! Am devenit creștină în anul 1992 și m-am îndrăgostit pur și simplu de Domnul Iisus după ce m-am dus la biserică de câteva ori. Și de atunci am vrut să-mi dedic întreaga mea ființă lui pentru tot restul vieții mele. Domnul Iisus însuși m-a dus în rai de 17 ori cu trupul meu transformat, ca atunci când eu aveam 15 sau 16 ani. Dar înainte de asta, El a pregătit înainte totul, pas cu pas. În 1994, mi s-a arătat prezența sa vizibilă la biserică în timpul serviciului de închinare. Apoi, în 1995, în duminica de Paște. După aceea, câteva luni mai târziu, pastorul mi-a profețit și mi-a spus că Dumnezeu vrea să mă folosească într-un mod special. Toate profețiile lui s-au împlinit. După aceea, în ianuarie 1996, Domnul Iisus m-a vizitat cu prezența sa vizuală. El m-a vizitat de 10 ori ca să-mi spună cum mă va folosi și multe alte lucruri și planuri de ale sale. Dar El nu mi-a spus că mă va duce să-mi arate raiul. La cea de-a 10-a sa vizită, în 19 februarie 1996, El a început să mă ducă în rai cu corpul meu transformat. Domnul și cu mine mergea pe un drum ce cobora de pe vârful unui deal. În cele din urmă am ajuns în fața unei porți albe uriașe, ce se afla în fața unei clădiri mari și albe. Am trecut de poartă, continuând să ne îndreptăm spre clădirea aceea albă. Am intrat înăuntru și ne-am dus pe un coridor lung ce ducea la o încăpere foarte mare în care am și intrat. Când m-am uitat în jos, mi-am dat seama pentru prima dată că acum purtam o robă diferită față de cea pe care o avusese pe plajă și am simțit că aveam ceva greu pe cap. Am dus mâna să văd ce este și am descoperit o coroană frumoasă ce fusese pusă acolo fără ca eu să-mi dau seama. Apoi m-am uitat direct la Domnul. El ședea pe un tron și purta o mantie strălucitoare și o coroană de aur. Erau și alții acolo cu mine, îngenunchiind pe podia și prosternându-se cu toții înaintea lui. Pereții încăperii erau făcuți din pietre mari ce străluceau. Aceste pietre multicolore creau un efect ce făcea ca încăperea să pară caldă și plină de fericire, dar și misterioasă totodată. Apoi, pe cât de repede fusesem transportată pe muntele acela și în clădirea aceea albă, pe atât de repede m-am regăsit din nou pe plajă. Prima dată, el mi-a arătat doar camera tronului său. După aceea, am plecat din rai și am revenit pe pământ și am stat pe nisipul unei plaje pământeri. Apoi, el a început să vorbească și a spus: tocmai am fost în împărăția raiului. Singurii care vor ajunge acolo sunt cei ce sunt ascultători și cei cu inimă curată. Apoi a spus: predicarea Evangheliei este foarte importantă. După care a așteptat puțin și a spus: cei care nu dau zeciuiala sunt creștini neascultători. Acestea au fost ultimele sale cuvinte în prima vizită. Am mai vizitat raiul de încă 16 ori. Cu corpul meu transformat, mă plimbam cu Domnul pe plajă și apoi el mă escorta în rai. Treceam prin porțile de perle și ne duceam în clădirea albă să ne schimbăm hainele. După ce ne schimbam, traversam un pod de aur și totul începea să devină foarte natural pentru mine. Sunt sigură că fiecare credincios va trece prin același procedeu atunci când va merge în rai. După aceea, el m-a dus în rai de încă 16 ori. De fiecare dată când mă ducea acolo, el îmi arăta lucruri diferite. Atunci când îmi arăta lucruri mai speciale, el întotdeauna spunea: am pregătit toate acestea pentru copiii mei, pentru că eu știu ce le place. Ca atunci când mi-a arătat plaja, el mi-a spus: vezi, fata mea, cât de frumoasă este această plajă. Eu știu că copiilor mei le place plaja asta. Și când m-a dus la pescuit, mi-a spus: Știu că copiilor mei le place pescuitul. De aceea, eu am pregătit pentru ei așa de multe lucruri care le plac. Și mi-am dat seama că raiul este de 1000 de ori mai frumos decât pământul. Acolo însă sunt și multe lucruri ca pe pământ, cum ar fi drumuri, clădiri, copaci, arbuști, pietre, flori, terenuri accidentate aflate în afara părăției și atâtea alte lucruri care mai sunt acolo, dar ele sunt de 1000 de ori mai frumoase decât cele de pe pământ. Frumusețea raiului este de nedescris și nu pot să descriu cât de frumos este acolo totul, pur și simplu frumos. Mi-am dat seama atunci cât de mult ne iubește Iisus pe fiecare dintre noi. Felul în care îmi vorbea, încerca să spun, vezi cât de mult îmi iubesc eu copiii. Am făcut toate aceste lucruri pentru copiii mei, de aceea m-a și dus acolo să-mi arate ce a pregătit el pentru copiii săi și să spun la fiecare ca să știe că raiul ne așteaptă, așa încât, înainte de revenirea sa, el vrea ca toți creștinii să cunoască aceste lucruri, ca ei să fie entuziasmați și dornici să meargă acolo. De aceea, cred că el mi-a arătat aceste lucruri. El nu îmi spunea chiar totul în detaliu, dar îmi arăta și spunea anumite lucruri în cuvinte foarte puține, suficient ca să înțeleg. Atât este de bun Dumnezeu. Lăudat să fii Tu, Doamne! Pe lângă faptul că am văzut raiul, mi s-a arătat și iadul de 2 ori. Am putut să văd un fum întunecos ce se ridica dintr-o groapă adâncă. Semăna cu craterul unui vulcan și în interiorul lui am văzut flăcări ce ardeau și purjuleau o mulțime mare de oameni care țipau și plângeau, fiind într-un fel de agonie pe care numai cei ce s-au ars odată foarte tare pot să înțeleagă. Oamenii acolo erau goi, fără păr și stăteau aproape unul de altul, mișcându-se ca viermi, în timp ce flăcările le pârjoleau trupurile. Pentru cei aflați în groapă nu mai era nicio scăpare. Pereții ei erau foarte înalți ca să te poți cățăra pe ei. De jur împrejurul marginilor ei erau flăcări de foc și cărbuni încinși. Deși Domnul mi-a spus lucrul acesta, știam că mă aflam acum la marginile iadului. În rai, tot ce mi-a arătat era emoționat și măret, dar apoi el mi-a arătat iadul. El m-a dus în iad. Primul lucru pe care l-am văzut acolo a fost că peste tot era numai foc și o gaură adâncă întunecată și fără sfârșit. Oamenii erau acolo în pielea goală și fără păr. Ei nu aveau păr pe ei și nici haine, ci erau doar trupuri goale. Toți stăteau foarte aproape unul de altul. Păreau că se bagă unul în celălalt pentru că voiau să se îndepărteze de foc. De fiecare dată când se mișcau, focul îi urmărea înainte și înapoi, înainte și înapoi. Și tot locul acela era numai flăcări de foc și oamenii aceia stăteau așa de aproape unul de altul. Păreau atât de triști și plini de durere, încât nu am putut abține să nu plâng pentru ei. Domnul Iisus m-a dus în iad a 2-a oară și am văzut din nou aceiași oameni. Atunci am auzit niște voci și m-am uitat în direcția aceea. Erau așa de mulți asiatici acolo. Și iată că o femeie îmi făcea semn cu mâna spunând, este așa de fierbinte aici, așa de fierbinte. M-am uitat la ea și privirile noastre s-au întâlnit. Aceea era mama mea. Când mi-am dat seama că ea este mama mea, mi s-a sfârșit inima și am început să plâng. Nu am simțit niciodată atâta durere. Eram cuprinsă de o durere atât de sfârșietoare încât nu știam ce să fac. Și ea continua să spună, e fierbinte, arde, și continua să-mi facă semn cu mână. După cum mi-am dat seama, ea dorea să merg acolo jos să o ajut. Apoi am văzut și alți oameni, printre care erau și tatăl meu, mama mea vitregă, nepotul meu cel tânăr, care a murit de vreme și alți 2 prieteni pe care îi cunoșteam. Era o amintire atât de dureroasă pentru mine și am început să plâng fără să mă pot opri. Atunci Domnul Iisus mi-a spus, fiică, am un motiv serios să-ți arăt asta, dar pe mine mă doare mai mult decât pe tine. Atunci i-am spus, Doamne, mama mea a murit de tânără și a fost foarte mult timp bolnavă. Nu cred că a fost o persoană rea, dar el a spus, indiferent de cât de buni sunt oamenii, cine nu mă cunoaște pe mine, acesta e singurul loc unde se duce. Dar în inima mea eu îl întreba, de ce mi-arăți mie asta să mă rănești în felul acesta? Mă gândeam la lucrul acesta, dar nu puteam supăra pe el, nu puteam să-i văd față, dar știam că plânge și el cu mine. Am simțit asta pur și simplu. El părea atât de trist. Apoi, el mi-a atins capul și m-a luat de mână, după care am ieșit din acel loc și am continuat să plâng, fără oprire, în timp ce mergeam. În a 17-a vizită în rai, Domnul Iisus mi-a spus că aceasta va fi ultima mea vizită acolo. Cuvintele lui m-au răscolit profund. Mă durea inima de dragostea pentru Domnul meu. El s-a ridicat și am înțeles atunci că a venit timpul să plecăm. Eu continuam să plâng, dar în inima mea am știut că voi fi cu Domnul pe vecie și că El va fi întotdeauna cu mine pe pământ. În vestiar, un înger al Domnului m-a îmbrățișat. Era așa de plăcut să fii într-un loc unde era atâta dragoste, compasiune și înțelegere mereu prezent. În timp ce îmi schimbam hainele, am bănuit că atât Avram cât și îngerul au știut că aceasta va fi ultima mea vizită în rai. În timp ce ieșeam din vestiar, îngerul m-a îmbrățișat încă o dată. Acest înger avea părul blond, purta o robă albă și avea o față cingașă și caldă. Îngerul mi-a zâmbit în timp ce mă îndreptam spre Domnul. Când Domnul Iisus m-a dus în rai pentru a 17-a oară, El mi-a arătat norii. Cu aceasta, vizita mea în rai luase sfârșit. Domnul Iisus mi-a spus, aceasta este ultima oară când ești aici. Nu te voi mai aduce aici până în ultima zi. Am simțit în interiorul meu că știam că aceasta era ultima zi. Am început să plâng pentru că nu doream să mai plec de acolo. Îl țineam pe Iisus de braț și am spus, Doamne, te rog, nu mă lăsa să plec. Nu vreau să plec, pentru că vreau să mai vin din nou aici, iar și iar. Pentru mine a fost foarte, foarte trist că nu mai puteam merge acolo, pentru că de fiecare dată când mergeam cu el în rai, vedeam lucruri triste, dar și bucurie și pace, pe care niciodată nu le-aș putea explica în cuvinte. Niciodată n-aș putea explica bucuria și pacea ce aveam când eram cu el. Chiar dacă eram tristă, aveam totuși bucurie și pace. Era atâta dragoste acolo. Am plâns multe zile la rând după aceea. Biblia vorbește despre o zi în care Domnul Iisus Hristos se va întoarce iar după biserica sa. În 1 Tesaloniceni 4,16 se spune, căci Domnul însuși va coborî din cer cu un strigăt poruncitor, cu glasul unui arhanghel prin trâmbița lui Dumnezeu și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei care vom fi rămas în viața atunci vom fi răpiți cu toți împreună cu ei pe nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în păzduh și astfel vom fi cu Domnul pe vecini. Acest eveniment este cunoscut ca răpirea. După toate astea, 2 săptămâni mai târziu, Domnul Iisus m-a dus pe plajă cu trupul meu spiritual și al său. Am stat în locul obișnuit și am vorbit pentru o vreme și el mi-a spus, vreau să-ți arăt ceva. În momentul în care a spus asta, am avut o vedenie ce vorbea. De fiecare dată când el mi-a arătat ceva special, am o vedenie. Vocea era așa de puternică și vedenia aceasta a durat foarte mult timp. Apoi am auzit zgomote așa de puternic. Am simțit că întreaga lume se prăbușește, atât erau de puternice și de oribile acele zgomote. Apoi când am privit, tot văzduhul era alb. Oamenii îmbrăcați în robe albe zburau peste tot, țâșneau de peste tot, apăreau și dispăreau de pretutinde, umplând întreg văzduhul. Am știut atunci că asta era răpire, eram atât de entuziasmat. Apoi am văzut-o pe năpoata mea, care are doar 10 luni și ea era fără cor. Dintr-o dată a zburat afară pe fereastră din camera ei. Apoi am văzut-o iar într-o robă albă și cu părul lăsat pe umeri. Vă puteți imagina cât de fericită am fost. Apoi, în momentul următor, am văzut și pe cealaltă nepoată a mea care avea doar 4 luni și nu avea păr. A zburat și ea pe fereastră, la fel ca cealaltă, cu robă albă. Avea și ea părul lăsat pe umeri. Țipam, plângeam, râdeam și eram atât de entuziasmat. Nu am fost niciodată atât de fericită. După asta, Dumnezeu mi-a arătat o altă scenă. Această scenă era una foarte tristă. Era de fapt oribilă. Biblia vorbește de asemenea despre o vreme de mari necazuri care vor veni imediat după răpire. În Matei 24, versetele 21 și 22, Iisus a spus, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii și până acum, și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă zilele acelea nu ar fi fost scurtate, nimeni nu ar supraviețui, dar din cauza celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. Acest eveniment este cunoscut ca Marele Necaz. După asta, Domnul Iisus mi-a arătat o altă vedenie. Acum îi vedeam pe cei lăsați în urmă. Cred că printre ei erau și foarte mulți creștini, de aceea alergau. Dacă ei nu erau creștini, nu aveau de ce să fugă. Și poliția era peste tot, erau oameni pretutindeni și toți alergau sfământați și cu fețele panicate. Unii fugeau la mașini, alții fugeau la bărci sau munți, neștiind care încotro să merg. De parcă erau urmăriți de un monstru invizibil. Toți erau așa de speriați. Era o scenă groaznică oribilă. După aceea, Domnul Iisus mi-a spus: ce ai văzut acum este nimic în comparație cu ce se va întâmpla când ziua aceea va veni. Apoi a continuat: după ce toți copiii mei vor fi răpiți, Satana va pune stăpânire pe lumea aceasta și el vrea ca toată lumea să primească numărul său, 666, și toți care vor refuza să-l primească vor fi decapitați. Deci, cine nu vrea să primească semnul fiarei, numărul 666, să-și dea inima lui Isus ca să fie cu el pe veci. Apocalipsa 20:4. Dar toți care vor accepta semnul fiarei, numărul 666, vor fi aruncați în iazul cu foc pe vecie și vor arde acolo zi și noapte fără încetare. Apocalipsa 14:11. Așa că toată lumea trebuie să cunoască aceste lucruri. Și nu uitați că și cei care vor fi decapitați nu le va fi ușor. Ei vor fi torturați așa de mult înainte ca să fie decapitați, pentru că Satana nu le va permite să cedeze cu ușurință. Așadar, oricine aude acest mesaj, vă rog, dacă nu aveți o relație apropiată cu Domnul Isus, vă rog, faceți ceva cu privire la propria voastră mântuire. Sau dacă ați fost lăsați în urmă la răpire, indiferent de cost, sub nicio formă să nu acceptați semnul fiarei, numărul 666. Este mai bine să suferiți aici pentru o vreme, decât să suferiți veșnic în iad și să ardeți în foc. Vă rog să luați în serios ce vă spun. Conform Scripturii, motivul pentru care Iisus a murit pe cruce îl găsim în Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul său fiu, că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De aceea, potrivit cu Romani 10:1, dacă mărturisești cu gura ta că Iisus este Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din mort, vei fi mântuit. Aud așa de mulți oameni care spun: ce-mi pasă ce va fi după ce mor? Și unii încep să râd. Atunci eu le spun: trebuie să-ți pese ce va fi cu tine după ce mor. Asta se întâmplă în timp ce le mărturisezi. După ce mor, tu mergi într-unul din cele două locuri, fie în rai, fie în iad. Unii însă râd și spun: cui pasă ce se întâmplă după ce mor? Ei spun că ei nu mai știu nimic după ce au murit. Dar eu le spun: trebuie să-ți pese ce va fi cu tine după ce mor. De ce? Pentru că atunci când mori, doar trupul tău fizic moare, dar sufletul sau spiritul tău nu moare niciodată. De aceea, când ajungi acolo, tu poți să-ți amintești, poți să simți durerea, bucuria și absolut totul, exact ca și când erai viu pe pământ. Și totuși, unii din ei nu cred și râd sau se supără pe mine. Atunci le spun: sper că într-o zi vă veți aminti ce vă spun acum. Îl cunoști pe Iisus? Îi întreb și îmi spun: îl cunosc pe Dumnezeu. Și eu le spun: Iisus este Dumnezeu. El este totul. Dacă nu-L cunoști pe Domnul Iisus, dar îl cunoști pe Dumnezeu, asta nu te va duce în rai. Și eu le tot spun. Dar cei mai mulți oameni nici nu vor să audă. Și atunci le spun: dacă nu vreți să credeți acum, sper că într-o zi veți crede. Și eu le tot vorbesc și le spun, dar ei tot nu vor să accepte darul mântuirii. Știți ce le spun atunci? Bine. Dacă nu vreți să acceptați darul mântuirii, este treaba voastră. Dar într-o zi veți vedea că toți oamenii lui Dumnezeu vor fi răpiți și atunci veți înțelege ceea ce vă spun eu acum. Dar vă cer că atunci când va veni vremea, să nu acceptați în nicio formă numărul 666, pentru că dacă le acceptați, veți arde în iazul de foc pentru totdeauna. Așa că vă rog să nu acceptați numărul 666. Vă rog să vă amintiți lucrul acesta. Știți, unii dintre ei îmi spun: bine, și spun lucrurile acestea la foarte, foarte mulți oameni. Și acum, pentru cei care nu v-ați rugat niciodată rugăciunea de mântuire, aș dori să mă rog pentru voi. Te rog, repetă după mine. Doamne Iisuse, eu cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și că Tu ai murit pentru mine. Te rog să vii în inima mea și să fii Domnul și Salvatorul meu. Îți cer să-mi ierți toate păcatele mele și să mă curățești cu sângele Tău prețios. Și din acest moment ia sub stăpânirea Ta fiecare parte a vieții mele. Iisuse, umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt și folosește-mă cu putere pentru gloria Ta. Vreau să Te slujesc, vreau să Te iubesc și să-ți fiu supus pentru tot restul vieții mele și să fiu o pildă și un ajutor în viețile altora. Tată, îți mulțumesc că m-ai făcut copilul Tău în numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Aleluia! Toți cei ce v-ați rugat această rugăciune cu mine, vă rog, mergeți la biserică, Ascultați cuvântul lui Dumnezeu de la păstor și citiți Biblia în fiecare zi și studiați. Rugați-vă de mai multe ori pe zi și stabiliți o relație cu Isus. Vă mulțumesc, amin, aleluia! Domnul Isus a spus, este ultima ocazie pe care oamenii vor avea pentru a-și da seama cât de aproape este venirea mea. Eu trebuie să îi purific pe cei care sunt ai mei înainte de a-i aduce în rai. Dacă ei nu au inima curată, ei nu pot să vadă împărăția mea. Matei 5:8. Dacă cei care sunt neascultători nu se trezesc, ei nu vor auzi sunetul trâmbiței la răpire și vor trebui să treacă prin marele necaz. De atâta vreme le-am dat destul avertizări oamenilor ca ei să știe ce trebuie să facă și ce aștept eu de la ei. Nu pot aștepta la nesfârșit după cei care nu vor să se pregătească pentru venirea mea. Eu voi veni pentru cei care sunt gata și mă așteaptă. Și lucrul acesta se va întâmpla mai curând decât se așteaptă ei. Eu vin curând și vreau ca toți copiii mei să știe că eu voi veni în curând după ei. Cine nu va avea inima la fel de pură și curată, că apa nu va trăi conform cuvântului meu, acela nu va intra în împărăția mea. Chiar și creștinii dedicați pun la îndoială că există o împărăție a raiului. Vreau ca toți copiii mei care încă se îndoiesc să nu se mai îndoiască și să creadă că împărăția mea este reală. Asta îi va face să fie mai credincioși, mai ascultători și cu inima mai curată și astfel ei vor putea intra în împărăția mea. Avertizare pentru biserici. Domnul Iisus a spus, cele mai multe biserici încearcă să cheltuiască foarte mulți bani pentru înfrumusețarea bisericilor, dar sunt puțini cei care încearcă să-mi facă pe plac. Vreau ca fiecare biserică să pregătească oameni pentru a vesti Evanghelia și să-i trimită apoi în câmpul de misiune. Doar una din 5 biserici mă pun pe mine pe primul loc. Restul se îngrijorează de ce spun oamenii, de câți bani vor avea. Multe biserici nu sunt deloc preocupate de salvarea sufletelor pierdute. Acesta este lucrul cel mai important pentru mine. Din această cauză, mulți păstori vor merge în iad, în Valea Morții pe care am arătat-o împreună cu bisericile lor cu tot. Orice păstor care nu tratează cum se cuvine pe slujitorii pe care i-am uns în mod special sau pe prorocii mei, nu va fi binecuvântat, pentru că cel care are binecuvântarea mea specială poate aduce această binecuvântare peste întreaga biserică. Avertizare pentru creștini. Domnul Iisus a spus, mulți creștini sunt săraci și au multe probleme în viața lor, pentru că inimile lor nu sunt sincere și alături de mine și nu dau zeciuială. Orice creștin care nu dă zeciuială nu va fi binecuvântat, pentru că el iubește banii mai mult decât cuvântul meu. Aceia care iubesc banii mai mult decât cuvântul meu nu vor vedea niciodată împărăția mea și vor sfârși până la urmă în iad. Dacă vine cineva la mine cu inima deschisă și încearcă să trăiască după cuvântul meu, va fi binecuvântat și va avea pace și bucurie tot timpul. Oricine mă iubește și vrea să-l binecuvintez, trebuie să aibă inima curată și îndreptată spre mine. Atunci el poate să-mi ceară orice dorește și eu am să-i dau dacă știu că este sincer și perseverent și îi voi răspunde la rugăciunile sale. Dar mulți din copiii mei nu se roagă în mod sincer sau suficient de mult și când se roagă sau îmi cer ceva, ei trebuie să aibă răbdare, pentru că dacă ei nu au răbdare, ei nu pot primi binecuvântare. Amin.